Aș vrea să mă rezum astăzi, pentru că timpul este destul de limitat, la un element cheie în acel procent consum versus investiție, și anume spațiul locativ. Credem că spațiul locativ este un element important în generarea consumului, după cum credem că spațiul locativ reprezintă un element important în investiții, din toate punctele de vedere. Și pentru că avem nevoie de cifre, vrem, nu vrem, suntem într-un mediu economic care ne obligă să știm în ce lume trăim, cum se poziționează România față de alte țări, aș vrea să vă spun că spațiul locativ, dincolo de ideea principală și anume aceea că generează prosperitate, generează un nivel de trai, o dezvoltare individuală a fiecăruia dintre noi și generează până la urmă prosperitatea țării în final, pentru că dacă noi rămânem în România să facem lucruri, lucrurile se vor întâmpla. Deci, dincolo de acest lucru, totuși trebuie să privim realist. Și realitatea este dură. Este atât de dură încât nu ne vine să credem atunci când privim aceste statistici care se realizează. Și anume, vorbim undeva la 40% din locuințe care sunt ocupate, practic, de între 3 și 5 persoane. Vorbim de 5% dintre locuințe, de spațiu locativ, în care există 6 membri ai familiei. Vorbim de undeva de o medie a suprafețelor de 40 de metri pătrați în comparație a unui spațiu locativ în medie în România, în comparație cu Uniunea Europeană, care se situează la 95 de metri pătrați. Până și Bulgaria, pentru că am vorbit despre Bulgaria puțin mai devreme, până și Bulgaria are un spațiu locativ mediu mai mare decât al nostru. Deci, avem nevoie de spațiu locativ și cu toate acestea tot timpul avem o volatilitate în deciziile noastre, oricare ar fi ele financiare, politice sau de altă natură, foarte mare. Și dacă ar fi să privim din nou studiile, aș putea spune că în România avem undeva la 600.000 de familii care își doresc să participe la îmbunătățirea spațiului locativ, existent sau viitor. Și nu toată lumea neapărat dorește să construiască sau să achiziționeze o locuință nouă, dar foarte mult se gândesc și la îmbunătățirea actualului spațiu locativ. Și chiar dacă am să contrazic puțin discuțiile sau informațiile spuse mai devreme vis-a-vis de prețuri, aș vrea să fac o comparație vis-a-vis de salariile medii existente în România. În Ziarul Financiar, cred că acum o zi sau două, a fost publicată evoluția acestor salarii medii. Da, salariile medii au crescut, dar se situează mult sub salariul mediu european. Și totuși, deși prețurile sunt jos în multe domenii, totuși prețurile, atunci când vorbim de import, din păcate, pentru materiile prime necesare dezvoltării spațiului locativ, se situează totuși la o medie europeană. Deci dovedim încă o dată că avem un alt decalaj, și de data aceasta nu în infrastructură sau tehnologie, și anume acela de putere de a duce această infrastructură de spațiu locativ acolo unde ne este locul, ca și o țară europeană. Întrebarea este cum să facem și, de fapt, acesta este, să spunem, subiectul principal pe care vreau să-l ating și promit că am să-l structurez rapid în două elemente cheie. Avem nevoie de finanțare, da sau nu? Avem nevoie de economisire, da sau nu? Astfel încât acest spațiu locativ să ajungă la un nivel corect. Nu spun perfect, am spus corect.